Salutare toată lumea, eu sunt Vlad, iar astăzi ne aflăm în Bulgaria, de aceea vă spun Dobroden și vom vizita mănăstirea Rila, cea mai mare și mai cunoscută mănăstire ortodoxă din Bulgaria. Haideți cu mine să o explorăm! Mănăstirea Rila se află la 177 km de Sofia și aici este și o parcare contracost unde puteți parca mașina și acolo avem poarta de intrare în curtea mănăstirii. Haideți să intrăm! Să vă spun și câteva detalii despre istoria mănăstirii. Ei bine, fondatorul ei a fost Sfântul Ivan, cel mai important sfânt al Bulgariei și a fost construită de ucenicii săi. Mai toți țarii celui de-al doilea Imperiu Bulgar au donat bani pentru această mănăstire. În perioada cuceririi otomane, aici era un centru cultural și spiritual pentru menținerea tradițiilor naționale bulgărești. Ulterior, otomanii au distrus mănăstirea și a fost refăcută de donații venite de la Biserica Ortodoxă Rusă și de la Muntele Athos, fiind construită de 3 frați. Și să vă arăt și puțin interiorul, Doamne ajută! Chiliile mănăstirii sunt foarte mari. Și într-un stil specific. Aici avem un cadru cu pictura exterioară. Doamne ajută! Și acolo avem și un havuz, o fântână cu apă potabilă, tot aici la mănăstire. Zona din spate a mănăstirii Rila. Și aici avem turnul cu lopotniță, un obiectiv important de aici din curtea mănăstirii. Ia uziți! Și mănăstirea. Un alt cadru, tot cu turnul, și acolo este și un magazin de suveniruri, turnul are și un ceas. Interiorul de aici din turn, un scut, un coif de cavaler. Și acum să vă arăt și ce se vede din turn, dar nu este mare lucru. Cinci leva a costat să urc în turn. Un alt etaj din turn, aici avem niște picturi. Aici avem râul Rila, de lângă mănăstire. Și o altă intrare în curtea mănăstirii aici. Acum avem același râu Rila. Zona de munte. Este tot un stil tradițional bulgaresc aici și acolo avem și un mic restaurant și o mică zonă de suveniruri. Un pic peisajul, acolo avem munții Rila, cei mai înalți munți din Bulgaria și din întreg Balcani. Bun, am vizitat și mănăstirea Rila din Bulgaria, o mănăstire ortodoxă foarte frumoasă, mie mi-a plăcut foarte mult, cea mai frumoasă mănăstire pe care am vizitat-o până acum, îi dau nota 10, nu uitați de sugestii pentru alte videoclipuri, de alte obiective turistice, până data viitoare eu am fost Vlad, la revedere!